Salut, sunt Robert și în filmulețul ăsta o să vreau să comentez știrile care mi-au atras atenția zilele astea și sunt două în principal. O știre este legată de faptul că Londra, că UK o să-și mute capitala de la Londra, sau cel puțin asta au zis, pentru că riscă să fie inundată datorită schimbărilor climatice, adică știm toți că datorită acestor schimbări climatice, prin topirea calotelor glaciare, nivelul apelor se va ridica, se vor ridica și mai multe orașe care sunt costiere sau nu, e foarte posibil să dispară sub ape. Și asta e o știre foarte nasoală pentru că avem ce face. De fapt, avem ce face numai că guvernele se facă fac. Și oamenii ăștia care decid să facă fac. Vezi că dacă nu mă crezi, uită-te la toate filmulețele pe care le-am făcut eu pe aici legate de energie verde, de cum ne mint ăștia cu poluarea și cu când se facă fac și nu fac și tot așa. Și e foarte nașpa. Adică nu avem ce face. E clar că în următoarea perioadă niște orașe vor dispărea. Nu știm cât va fi perioada asta, dar atâta timp cât ăștia au zis că mută capitala UK de la Londra în altă parte, lucrurile par să fie destul de serioase. A doua știre care mi-a atras atenția este legată de folosirea camerelor de bord de la mașini pentru probarea evenimentelor din trafic. Și aici e o discuție veche din punctul meu de vedere, pentru că nu din punctul meu de vedere, e veche mai de mult, numai că singura problemă care apărea în cazul folosirii acestor camere era legată de autenticitatea înregistrării. Adică trebuia să faci cumva dovada că verificarea este autentică. Ca să poată, adică că nu poate fi că nu poate, că înregistrarea respectivă să ai certitudinea că nu poate fi modificată. Și că ceea ce ai dat-o acolo la tribunal, la poliție, este înregistrarea originală și că exact așa s-a întâmplat. Pentru că altfel, dacă nu se întâmplă chestia asta, oricine poate să facă pușcărie sau poate să fie acuzat pe nedrept prin niște înregistrări manipulate și niște înregistrări video modificate. Bun, nu s-a rezolvat chestia asta. Adică ei n-au zis, bă, stai un pic, că chestia asta e ok și că s-a rezolvat și că facem noi verificările alea înainte ca aprobă. Nu. Pentru că vor fi foarte multe și n-au cum să facă asta, ci au introdus sau vor să introducă o chestiune lege în care să zică că tu dacă ai dat înregistrările alea la poliție și s-a constatat ulterior că pe baza ălora s-a constatat o contravenție sau o infracțiune, nu știu cum se va rezolva asta, că cel care a fost amendat sau cel care a fost închis sau acuzat penal pentru chestia asta, acuzația aia rămâne în picioare, chiar dacă proba a fost, chiar dacă proba care s-a pus acolo s-a dovedit ulterior că a fost falsă și nu s-a dovedit atunci, e foarte greu să mai dai înapoi libertatea omului. Da, cam despre asta este vorba. Și deci tu dacă se dovedește ulterior că chestia aia a fost falsificată sau a fost modificată astfel încât să influențeze desfășurarea procesului legal ulterior, proces însemnând aici nu neapărat proces în instanță, ci procesul de amendare, de constatare, de toate cele, să faci pușcărie. Păi, din punctul meu de vedere, chestia asta nu prea rezolvă problema. Pentru că eu n-aș avea curaj să dau o înregistrare la poliție sau la procuratură pe o cameră de bord pe care am filmat eu, în baza căreia să se facă niște chestii, înregistrarea aia să rămână acolo, cineva o să o poată modifica, pentru că n-ai niciun fel de garanție că cineva din lanțul ăla de acolo o poate modifica sau nu. Și să se dovedească după aia, peste niște ani, luni, când tu e posibil să nu mai ai înregistrarea aia,
Pentru că foarte mulți oameni nu sunt atât de riguroși încât să țină chestiile alea la dosar și să aibă atât de mult spațiu încât să țină registrările alea și să tot așa. Și să vină cineva și să zică, bă, stai puțin, că înregistrarea asta a fost modificată, nu se știe de către cine a fost modificată, pentru că e foarte greu să-ți dea seama de către cine a fost modificată înregistrarea respectivă, și tu să faci pârnaie. Pentru că ai dat o înregistrare care a fost modificată nu de către tine, că tu ai dat-o corect, înregistrarea respectivă, ci de ceilalți care sunt pe tot parcursul ăsta. Da? Adică poate partea respectivă să aibă un interes în chestia asta și să, ca să scape de o chestie care a fost reală, să zică, stai mai puțin că înregistrarea a fost modificată, și să plătească și să dea și pagă, să intervină, să facă, să modifice cineva de pe traseu toată înregistrarea. Deci părerea mea e că eu n-aș avea curaj să fac chestia asta. N-aș avea curaj decât dacă m-aș asigura într-un fel că nu se poate întâmpla chestia asta. Și nu prea ai cum să te asiguri că nu se poate întâmpla treaba asta. Pentru că e foarte, foarte nașpa, adică nu știi ce se întâmplă și nu știi cum se manipulează și cum se modifică. Da? Deci nu prea rezolvă problema. Autoritățile continuă să meargă pe linia asta de a învrăjbi oamenii, din ce văd eu. Pentru că asta se întâmplă, se învrăjbesc oamenii din ce în ce mai mult, unii împotriva altora și tot așa. Fără să rezolve problemele eficient. Bun, cam atât vreau să spun. Dă click pe subscribe și pe clopoțel să te anunțe YouTube când mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, te aștept și la următoarele. La revedere!